Hello, hello, mic, dragi mei simpatici, ce faceți voi astăzi? Eu am câteva minute libere înainte să trebuiască să plec undeva, așa că m-am gândit să filmez pentru voi un scurt clip cu produse pe care mi le-am achiziționat în ultima vreme. Sunt câteva produse de care aveam nevoie și m-am gândit că dacă tot le-am luat să vi le arăt și vouă, nu de alta, dar... aș vrea să le folosesc. Am încercat câteva dintre ele, o să vă spun ce și unde, dar aveam niște măști pe care nu le puteam folosi așa până când nu vi le arătam. În primul rând o să încep cu ce anume port pe buze și port acest combo cu ambele produse de la Essence. Asta este un creion de buze din gama Soft Contouring în nuanța Last in Love. Cam atât mai am din el sărăcuțul, mai are puțin și este pe ducă, iar acesta este un ruj din gama This Is Me în nuanța 10 Naughty. Mie mi se pare că arată foarte bine, așa arată el, este un nude spre roz, mă rog, pe buzele mele spre corai pentru că am un subton ușor cald, neutru spre cald, dar îmi place super mult. Asta fiind spuse, zic să începem și cu produsele pe care mi le-am achiziționat și repet, unde este cazul, o să vă spun și ce și cum, am și mâna pentru swatch în cazul în care va fi nevoie. În primul rând, pentru că mi erau pe terminate dischetele de machiante pe care le-am primit de Crăciun de la Cristina, mi-am recumpărat dischetele mele preferate de la Penny Market, sunt dischetele din gama lor proprie Today. Sunt dischete cu sute pe margine, care au o parte cu striații și o parte netedă. Sunt cele mai bune dischete pe care le puteam să mi le iau vreodată. Au un preț de doar 3,50 lei și au 120 de bucăți. Eu zic că merită dacă vreți să, nu știu, aveți ceva mai bun. Fac și o ușoară exfoliere dacă folosești partea abrazivă. Dacă folosești partea netedă, îndepărtează extrem de bine machiajul, nu se destramă, nu îți rămâne bumbac pe față, sunt absolut geniale și mă bucur tare mult că am terminat ce aveam, mă rog, mai am puțin și termin ce am și mă întorc la astea. Mai departe, am mai cumpărat pentru că celălalt este pentru bebe, mi-am luat și eu pentru să folosesc în casă șervețele umede de la Johnson's Baby. O să încerc de pe acum să ne învățăm să cumpărăm doar șervețelele astea de la Johnson's, așa că cel mai probabil o să mai vedeți la mine pe parcurs. Știți foarte bine că eu cumpăram în general de la Bebelino și am mai avut unele, dar cele de la Bebelino sunt cele mai imbibate în soluție, doar că am observat și pe pielea mea că ustră puțin, așa că am zis să ne îndreptăm către acest tip de produs. Deci, doar pe astea le vom folosi de acum încolo. Încă nu le-am încercat să vă spun cum e, dar o să vă țin la curent cu acest lucru. Un produs pe care încă nu l-am încercat, dar urmează pentru că gelul meu intim este pe terminate. Este vorba despre acest gel intim de la Lactacid. Mi l-a recomandat medicul ginecolog. Este un gel intim pentru o lațiune intimă sensitive, pentru o zonă foarte sensibilă. O îngrijire specială pentru o zonă sensibilă și ușor iritabilă, potrivită în cazul iritațiilor ușoare sau și potrivită în cazul alergiilor la parfum. N-am avut niciuna din aceste probleme, doar că în perioada asta zona este mult mai sensibilă, zona intimă, așa că mi l-a recomandat pe ăsta. Abia aștept să-l încep. Eu mi l-am luat din farmacia Tei. Nu știu să vă spun exact cât a fost, pentru că am luat mai multe chestii, atât pentru mine cât și pentru cineva. Și pur și simplu le-am luat la grămadă, deci n-aș ști să vă zic, cred că e undeva la 20 de lei, ceva de genul ăsta. Mai departe, că tot vorbeam de farmacia Tei, mi-am luat și două măști. Prima este aceasta. Este o mască de la Freeman Feeling Beautiful Cleansing Apple Cider Vinegar Clay Mask plus Scrub, scrie aici, pentru toate tipurile de ten, multitasking mask. Asta nu mai știu cât a fost, cred că a fost undeva la 5 lei.
sau ceva de genul. Mască Freeman Feeling Beautiful cu argilă, spumă și oțet de mere 4-in-1. Nu conține paraben pentru toate tipurile de ten. Această mască cu argilă spumă are acțiune multiplă, curăță, exfoliază, tonifică și absorbe sebumul, astfel încât chiar și pielea cu irregularități se comportă mai bine ca niciodată. Argilele de caolin și bentonita curăță în profunzime porii de impurități și sebum. Piatra pons exfoliază pielea de celule moarte, în timp ce oțetul de mere acționează ca un tonic pentru piele, dându-i un aspect radiant. Mod de întrebuințare, folosiți ca produs de curățare zilnică și exfoliant, masaj delicat pe pielea umedă, clătiți bine. Folosiți ca mască și tonic, aplicați masca pe față și gât, evitând contactul cu ochii, lăsați să se usuce și clătiți cu apă caldă. Deci cel mai probabil așa o să o folosesc pe asta, o să vă țin la curent. Următoarea mască este de la Holika Holika. Este o mască cu căpșoni și ia să vedem, așa arată. Am văzut-o la Cami, de la Beauty with Cami. Holika Holika Pure Essence, mască cu extract de căpșon. Aceasta este o mască iluminantă cu extract de căpșon. De asemenea, masca hrănește și întreține pielea. Extractul de căpșon oferă o hidratare intensivă și puternică pentru a ajuta la netezirea și îmbogățirea tenului pielii, lăsându-l să pară mai sănătos și strălucitor. Mod de utilizare, scoateți masca din ambalaj, desfaceți-o și aplicați uniform pe față, îndepărtați-o după 15-20 de minute. Produsul rămas trebuie să rămână pe față până când este absorbit. Deci, da, Cami, dacă ai încercat-o și dacă cumva te uiți la clipurile mele, să-mi spui cum ți s-a părut. Aștept, nu mai știu dacă ai făcut, te-ai băgat un clip cu Empty sau ceva, o să mă uit. Deci, da, am luat-o și pe aia. Tot din farmacia Tei am mai luat o mască, pentru că pe aceea o pot folosi doar o dată, și am luat-o pe aceasta de la Jaya, chiar dacă ea este o mască pentru tenul uleos și mixt, am nevoie de curățare, pentru că inclusiv tenul meu are nevoie de exfoliere, iar mie nu-mi plac deloc exfolianții cu acizi. Și mai ales în timpul sarcinii nu pot folosi exfoliant cu acid, așa că, din păcate, asta este. Și am aici de la Jaya, Manuka 3 Purifying, Deeply Cleansing, Peeling Paste, Oily and Combination Skin. O să vă citesc ce face și ea. Manuka 3 Purifying, așa. Predispus. Pentru ten gras mix predispus la coșuri și acne, cu extract de frunze de manuka, glicerină și microparticule. Cremă pentru curățare în profunzime cu proprietăți astringente și exfoliante. Reduce eficient imperfecțiunile pielii, previne formarea coșurilor și deschide porii. Se aplică pe pielea umedă prin masaj, apoi se clătește. Evitați zona ochilor. O să vă țin la curent și cu asta. Eu mai am una de la Avon, dar tip jelly mask, și o să încep să folosesc o dată pe săptămână masca aia și o dată la o săptămână masca asta. Deci cam o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni încerc să îmi exfoliez tenul. Bun, tot din farmacia Tei mai am două produse de la Wet n Wild. Primul este acest fond de ten, Photofocus Foundation, i-am Nanta Light Clear. Este un fond de ten matifiant, l-am aplicat pe față și nu pot să zic că sunt extrem de încântată de cum arată, dar oricum l-am luat în cea mai deschisă nuanță, pentru că am funduri de ten care sunt cu o nuanță un pic mai închisă și aș vrea să le folosesc, așa că l-am luat să-l folosesc în combinații. În combinații este ok, pe tenul meu, nu pe cont propriu, deci dacă aveți un ten normal uscat, nu vi-l recomand. Poate o fi bun pentru un ten gras,
dar pentru tenul meu nu. Nu-mi place cum se așează și are atât de multă pudră în compoziție încât nici măcar nu intră în piele, că rămâne la suprafața pielii. Dar dacă l-ați încercat, aveți tenul normal, uscat și l-ați încercat, spuneți-mi și mie o metodă de a-l încerca. Eu momentan îl combin cu alte funduri de ten care nu au acoperire atât de mare și care sunt mai hidratante și au o nuanță mai închisă și de fapt pentru asta l-am luat, sper să reușesc să folosesc din el cât mi-am propus. Și un alt produs pe care mi l-am luat pentru că am nevoie de un gel transparent pentru fixare, mi l-am luat pe acesta de la Essence, de la Wet n Wild, tot din farmacia Tei, a fost 11,50 lei din câte știu eu, are 8,5 ml, încă nu l-am desfăcut pentru că mai am foarte puțin în cel de la Makeup Revolution. Încerc să-mi folosesc produsele prin rotație în așa fel încât să nu rămână nimic nefolosit și pe ăsta l-am lăsat să-l folosesc pentru pomada de la Essence și pentru creionul pe care l-am de la Makeup Revolution. Momentan mai am puțin din gelul de la Makeup Revolution transparent, dar în cazul în care mi se va termina, pentru că l-are o cantitate minusculă, o să-l deschid pe ăsta și avea un preț destul de mic și de aia l-am luat. Și un alt produs pe care l-am luat este acest balsam de buze de la Apivita. Pe ăsta l-am încercat o singură dată pe buze. Este un balsam așa colorat, l-am luat pentru zilele în care nu vreau să port ruj și vreau un pic de culoare. Cam așa arată. Miroase bine, este cu... scrie Black Currant, nu știu ce înseamnă asta. Dar, da, balsam de buze nuanțător cu coacăze. Ăsta e undeva la 20 ceva de lei, dacă nu mă înșel. Bun, acum nu mai am produse din farmacia Tei. Un alt produs pe care vreau să vi-l arăt, doar asta mai e din farmacie, restul sunt luate din Penny Market. Un alt produs pe care vreau să vi-l arăt, vi l-am arătat că l-am încercat prima dată în clipul în care încercam și fondul de ten de la Maybelline Affinity Tone. Este această cremă de față pe care deja am început să folosesc, de la Me & Mum by Cosmetic Plant, Skin Whitening and Moisturizing Cream, Lemon Extract, Pantenol și Vitamina E. Este o cremă super mișto și acționează extrem de bine ca o bază de machiaj. Asta momentan. Am folosit un pic din ea, încerc să o folosesc cât mai posibil zilnic pentru că are și un filtru UV mineral și asta mă ajută. Nu am scos nicio cremă din rutina de dimineață, pur și simplu după ce aplic crema, loțiunea aceea de la Yves Rocher din gama Sensitive Vegetal, care este extrem de apoasă și se absorbe foarte repede, vin cu asta și dă un aspect mai alb tenului și fondul de ten se așează altfel și are o aderență mult mai bună. Asta din ce am observat până acum, rămâne să mai folosesc din ea și să vă spun. Următorul lucru, mi-am luat o acetonă nouă, este o acetonă de la Farmec, dizolvant cu acetonă pentru lacul de unghii și cred că e renumită. Funcționează foarte bine, am mai folosit-o și mai de mult și e ok. Mi-am recumpărat pentru că m-am săturat de Dove și deodorantul de la Nivea Black and White. Mi-am luat varianta spray, așa arată ea. Clear Quick Dry cu uscare rapidă. E bun, l-am mai folosit, îmi place, deci în general Nivea și Dove îmi plac super mult la capitolul ăsta. Fa îmi place la miros, dar nu îmi place la protecție. Și ultimele două produse, unul e de la Mega Image. Haideți să mergem tot cu ăsta de la Penny Market. La Penny Market am găsit varianta asta de Wash and Go. Mie mi se termină șamponul de la Dove. Ați văzut în clipul cu rutina de îngrijire a părului că folosesc un șampon antimătreață și apoi folosesc un șampon care să hidrateze firul de păr, apoi o mască. Și pentru că cel de la Dove este pe terminate, mi-am luat varianta asta mare de la Wash & Go pe care am văzut-o la Sabina. Este cu apă de cocos pentru toate tipurile de păr. Este un șampon hidratant, are 400 de ml și am dat pe el 11 lei. Deci, da, mă rog,
Aici îmi spune că e testat dermatologic, ca să folosim preferabil înainte de 36 de luni de la data producției inscripționată pe ambalaj. Nu înțeleg ce scrie aici. În fine, nu o să ajungă să aibă 36 de luni. Dar da, mi l-am luat și pe ăsta. Nici nu am mirosit, sincer. Miroase drăguțel. Mie îmi place tot ce are cocos, așa că there we go. Bun, și ultimul produs pe care mi l-am luat este un produs pe care l-am văzut mai de mult, cred că la Georgiana de la Chic & Quest. Este un ser din ăsta pentru mâini din, de la Mega Image, din gama lor, din gama Ethos Hand Care Overnight Hand Serum cu vitamina E. Ethos ser de noapte pentru mâini, 50 ml cu ulei de argan îmbogățit cu alantoină și vitamina E. Se aplică doar noaptea. Mi-am dat de câteodată de curiozitate, dar îmi place super mult sticluța și după ce termin asta o să o folosesc ca să pun din celelalte creme, pentru că mi se pare super mișto modul în care dosează, deci da. Și cam astea sunt produsele pe care eu mi le-am achiziționat în ultima vreme. Mai aveam de gând astăzi să filmez un clip, dar că din păcate trebuie să plec. Sper că v-au plăcut, nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă și voi ați folosit vreunul dintre aceste produse. Iar eu până data viitoare vă pup cu mult, mult drag. În cazul în care vreți tutorial pentru acest superb machiaj, la fel, îmi lăsați în comentarii. Și ne reauzim cu drag la următorul clip. Până data viitoare să fiți frumoase, sănătoase și nu uitați să fiți fericite, pentru că sănătatea vine inclusiv din fericire. Vă pup, bye bye!